Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Cafeaua de dimineață, nu că ne-am propus noi în mod deosebit asta, ci pentru că am considerat necesar să facem cunoscut și punctul de vedere a unui lider național de partid, domnul Eugen Tomac. Am făcut și promo după înțelegerea cu cei de la PMP, iar aseară ne-a anunțat domnul Gavrilescu, un om pe cuvântul căruia se poate pune bază în codeuna, unii zic că se poate pune și acid, ne-a anunțat că domnul Tomac a plecat. Eu nu îmi iau cuvântul înapoi, fac o mică ediție specială pentru domnul Tomac. Ediția asta specială s-ar putea numi, ar putea avea un titlu generic, despre tolomaci sau despre golani nesimțiți. Dacă domnia sa crede că Piatra Neamț este un coteț în care să se găinățeze el cum vrea, este fix problema lui. Dacă la Piatra Neamț are niște oameni care sunt după chipul și asemănarea lui, și lucrul acesta îl știm foarte bine, atunci n-are decât să stea în clica aceea. Eu am spus de foarte multe ori că în politica românească se aruncă cu vorbe. Pe mine nu m-ați auzit să arunc cu vorbe de genul acesta vis-a-vis de un om politic. Dar acest domn Tomac a reușit, în fine, să mă enerveze. De aceea vreau să vă spun așa. El este omul potrivit la locul potrivit și are în locul lui, în jurul lui, oamenii potriviți. Domnul Tomac are mâna dreaptă în județul Neamț pe domnul Gavrilescu. Domnul Gavrilescu, care a reușit performanța uluitoare pentru mine, să ajungă chiar și viceprimar la Piatra Neamț, trădând și negociind de fiecare dată, când cu stânga, când cu dreapta, vorbesc de partide politice, nu vorbesc de mâini aici, trădând când cu stânga, când cu dreapta și ajungând să negocieze funcții pentru el și pentru acoliții lui. De exemplu, domnul Gavrilescu a mărturisit, n-o să credeți, în conferință de presă în direct la întrebarea subsemnatului că el și-a negociat funcția pe care o are la ADI Eco Neamț direct cu domnul Arsene ca să asigure majoritate în Consiliul Județean. După o asemenea mărturisire, un demn politician precum domnul Tomac, paranteză, pare ce-o fi negociat domnul Tomac cu domnul Arsene când venea prin Suceava și se întâlneau. Închidem paranteza. Domnul Tomac ar fi trebuit să-l dea afară, pentru că nu e așa, el este liderul unui partid de dreapta. Încă o dată spun, dreapta politică, nu altă dreaptă. Deci, în realitate, vorbim despre un partid de oportuniști, jmecheri, golani în sensul politic al cuvântului, care nu-și propun decât să rămână aceleași balamale în consiliile locale sau în Consiliul Județean, pentru ca să-și poată negocia în continuare funcții și salarii frumoase. Atâta despre tolomaci în această emisiune, pentru că și-o merită. Dacă vreți, aș putea să vă spun și de ce cred eu că n-a venit domnul Tomac în emisiune, pentru că în promo am vorbit despre mai multe lucruri, întrebări pe care să îi le adresăm, printre care și poziția organizației locale a PMP în ultimii 8 ani de zile. Ca să vedem cât de demn, cât de plin de ținută politică și de atașament față de valorile pe care le promovează partidul fost al lui Băsescu. Sincer, când te uiți la Tomac, te gândești cum a putut să greșească în halul ăsta Băsescu. Da, mă rog, până la urmă și Băsescu
și a adunat în jurul lui ce merita. Acestea fiind spuse, încheiem ediția specială despre Tolomaci și mergem spre partea a doua a emisiunii. De fapt, acum prima parte și cea mai importantă, asta cu Tolomaci, o lăsăm acolo. Am uitat-o, am dat-o deoparte. Am promis că vom avea o discuție cu domnul Răzvan Cuc și un invitat surpriză. Răzvan Cuc, coordonatorul Partidului Social-Democrat pentru zona Valea Muntelui. Nu vă mai amintesc și funcția. Bună ziua, bine ați venit la noi în emisiune. Bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație și vreau să vă spun și eu un lucru, nu vis-a-vis de persoanele din județ de la noi, ci vis-a-vis de cel care a anulat. Să știți că astăzi prezența, să știți că dreapta tot timpul a dezamăgit și a anulat orice promisiune au făcut față, nu numai față de presă, ci și față de electorat. Așa au fost și așa vor fi în continuare. Domnul Tomac, cred că este într-un periplu în toată țara, vrea să își recâștige probabil un post ca europarlamentar. Concret n-a făcut nimic pentru România, cu atât mai puțin pentru județul Neamț, absolut nimic. Vine odată la 4 ani, când are probabil o conferință de presă, dar văd acum nici măcar nu mai a avut demnitatea. Și... A fost într-o conferință de presă la care noi n-am participat. De ce? Simplu, pentru că el fusese în 2 emisiuni înainte. Da. Și ce să te mai duci la o conferință de presă? Da. Ce face domnul Tomac, repet, din moment ce orice ai venit și ai spune tu într-un județ, în consecință că tu nu faci nimic pentru zona aia, mai bine te duci și, nu știu, stai și te promovezi pe Facebook, că altfel e pierdere de timp pentru toată lumea. Nu, acum el are, eu nu știu, acum n-am vrut să mai discut despre el, dar eu nu știu cum i-a păcălit pe cei de la USR. Pentru că, practic, el încearcă să rămână păcălind dreapta cum este ea acolo, dar este fix problema lor, nu este problema noastră. Bun. Știți că ei între ei se păcălească, că i-au păcălit populația cu 1 miliard de euro pe vaccinuri, așa că să se mai păcălească și între ei, că destul au păcălit oamenii. Bun. Haideți să trecem noi la ale noastre. Ați promis astăzi lucruri extrem de interesante vis-a-vis de orașul Bicaz și vis-a-vis de Valea Muntelui, dar în special orașul Bicaz. Eu trebuie să spun că suntem 3 în platou, dar deocamdată rămânem doar noi 2, până când dumneavoastră veți face introducerea cu pricina. Da, într-adevăr, vă mulțumesc mult că ne-ați dat oportunitatea să fim astăzi prezenți la emisiune și apreciăm tot timpul deschiderea pe care ați avut-o față de noi și informațiile pe care avem să le transmitem în mod corect. Într-adevăr, la orașul Bicaz, alături de mine în platou, știți, îmi vine mie, acum sunt eu moderator. Da, atunci, lăsați-mă ca să poată să facă camera pe cei doi. Deci, o să spun eu, deci lângă domnul Răzvan Cuc este un domn care are, te rog să pregătești camera, este un domn care, uite, acum se devoalează misterul. Domnul Cuc, vă rog. Este un domn, un picăjan, este un domn cu foarte multă experiență în domeniul administrației locale, este un domn care a avut foarte multe lucruri de spus în cadrul primăriei, dar aici o să las pe dânsul să ne vorbească despre da. Prezentați-l, domnul. Se numește domnul Liviu Buțincu, este candidatul Partidului Social-Democrat la primăria orașului Bicaz. Aici este un intro un pic mai mare pe care vreau să-l fac, pentru că noi la orașul Bicaz, după cum știți foarte bine, în momentul de față este condus de domnul primar Sălăjean, un om de o înaltă calitate morală și profesională, un om care de-a lungul timpului a fost, și o spun că este un standard și un reper, un model ca și om politic. De ce? Pentru că dacă vedem și în zilele noastre oamenii politici, cum spunea și dumneavoastră, poate sunt ușor mai tupeiși, mai golănași, el este un om, domnul Sălăjean, un om care a muncit de-a lungul vieții, a ocupat funcții extraordinar de importante în zona Bicazului, care au adus beneficii multiple, nu numai la nivel local, ci și la nivel național.
Este un om care și în momentul când combinatul la care a lucrat până să intre în primărie, chiar dacă avea momente grele din punct de vedere economic, a fost om care a ținut tot timpul oamenii aproape, nu a dat niciun om afară, găsit metode să ramifice activitatea combinatului astfel încât să asigure tot timpul un trai decent celor cu care a lucrat în echipă. Este un om de echipă, este un om apreciat în Bicaz și ca să zic așa, uitați că a reușit să crească în jurul dânsului oameni la fel de competenți, la fel de buni, cu o moralitate rar întâlnită poate în zilele noastre între cei care, mă rog, îl doresc la un moment dat să ajungă în anumite, funcții. Vă întrerup. Domnul Buțin, o secundă. Da. Deci, oameni buni, surpriza majoră este că la Bicaz domnul Sărăgean nu mai candidează și l-a propus pe domnul Buțincu în colaborare cu conducerea partidului. Acum vă rog. Într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, dar este candidatul, asta spuneam, este cel pe care domnul Sărăgean l-a crescut, pe care mi-a și spus la un moment dat că vrea să, facă un să facă cum să vă spun, să-i dea, ca să spun, fiul liber și ascensiune să aibă în politică. Asta l-am întrebat pe domnul Sărăgean, dacă, ne știindu-l pe domnul Buțincu în primă fază, dacă are experiență, dacă a lucrat în administrație, pentru că, așa cum spuneam întotdeauna, o primărie nu este un loc în care să te duci și să înveți, să te formezi. În primărie trebuie să știi să lucrezi. Foarte mulți își doresc să intre în primărie crezând că se poate conduce primăria ca un SRL. Nu e așa. Primăria. Asta e prima greșeală pe care o face toată lumea. Exact. Primăria este guvernată de legi, de regulamente, trebuie să le respecti, ai un consiliu local, trebuie să fie transparență. Proiectele nu se pot, de multe ori auzi, domne, dacă eram eu, făceam mai repede. Să știți că de multe ori celor care au astfel de inițiative, ar trebui să le dăm șansa să vadă ce înseamnă să faci un proiect. Proiectele nu se fac doar așa gândindu-te și crezând că poți să le faci. Când lucrezi cu bani publici și sau cu fonduri europene nerambursabile, trebuie să fii foarte atent pentru că în timpul implementării și ulterior sunt tot felul de controle. Dar, ideea este următoarea. Așa cum spunea și dumneavoastră, primăria Bicaz are un candidat, o echipă practic foarte puternică în spate, cu oameni destoinici din Bicaz, cu domnul Sărăgean de la sine înțeles că susține necondiționat pe domnul Buțincu, dar s-au alăturat și alți oameni marcanți din Bicaz alături de domnul Buțincu. Frumos și este să-l lăsăm și pe dânsul. Asta vreau să vă spun. Asta, acum să-l lăsați un pic pe mâna mea, vă rog frumos. Da, las pe mâna dumneavoastră. Dânsul este un om de carieră. Sperăm să o devină ușor, ușor și un om de televiziune. Adică să fie cât mai prezent la emisiuni. Dar, ca să zic așa, aveți Am înțeles. Păi atunci, domnul Buțincu, cine sunteți dumneavoastră? Bună dimineața! Bună dimineața! Și vă mulțumesc pentru invitație. Ce pot să vă zic? Pe lângă ceea ce a spus domnul senator, aș putea să mai spun două calități pe care le are domnul Nicolae Sărăgean: loialitate și onestitate. Pe parcursul celor 4 ani și jumătate pe care am petrecut în administrația publică, înainte lucrând în alte domenii, ca și pregătire profesională, fiind și inginer și economist. Am cunoscut un om care, într-adevăr, s-a dedicat orașului, chiar dacă multe voci sunt contrar ceea ce spun eu. Ce vreau să spun, în 4 ani și jumătate, am încercat să aduc orașului mai bună stare și să realizez un deziderat al meu, pe care l-am susținut în fața tuturor celor pe care îi cunosc.
Am vrut să demonstrez că se poate face ceva în oraș și să atrag cât mai multe fonduri europene și să realizez viziune că în orașul Bica se poate face mult mai mult decât ce... Domnul Buțincu, să vă spun ceva. Toată lumea spune așa: domne, Bicazul are capacitatea de dezvoltare, îi lipsesc deocamdată proiectele îndrăznețe. Este adevărat lucrul acesta? Scuze, proiecte îndrăznețe, acum proiecte îndrăznețe depinde la ce ne referim, când vorbim de proiecte îndrăznețe, scuzați-mă că intervin. Da, vă rog. Menționa că unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte care a fost implementat în zona Bicazului a fost DN15. A, bine, nu discutăm. Fost, da. Pentru că proiectele îndrăznețe în Bicaz sunt strâns legate și de infrastructură. Odată pusă la punct infrastructura și proiectele îndrăznețe pot apărea, dar dânsul, și aici, mă rog, cred că ar trebui mai bine să știți mai bine decât mine, domnul Buțincu, să ne spuneți un pic despre proiectele pe care le-ați implementat și pe care le aveți în curs de implementare, că să implementezi undeva proiecte în jur de 90 de miliarde sau 90 de... Deci, 90 de milioane de lei nu e tocmai treabă. Nu e ușor. Mai ales în condițiile în care în Bicaz a dispărut la un moment dat principalul factor care plătea impozite, aducea oameni, combinatul. El funcționează, dar nu mai funcționează la capacitatea care era. Toată lumea spunea Bicaz înseamnă combinat. Ei, a trebuit o reorientare a politicii care probabil că își face efectele în timp. Nu poți dintr-o, de pe o zi pe alta să schimbi lucrurile chiar așa. Vă rog, domnul Buțincu. Corect. Am început cu o viziune, să zicem, a unor proiecte pe care le-a avut conducerea Partidului Socialist Democrat anterior și le-am continuat. Am început cu demararea proiectului de modernizare a sistemului de iluminat public în tot orașul, un sistem, să zicem, integrat cu telegestiune, cu fonduri elvețiene. Acest lucru ne-a dus un mare beneficiu pentru toți locuitorii orașului Bicaz. Un proiect care a decurs frumos, un proiect care a necesitat multă muncă și efort, să zicem, din partea tuturor celor din administrația publică și nu numai lor, urmând ca proiectele să deruleze în continuare. Am avut șansa să finalizăm două proiecte importante pentru oraș, piloni esențiali în dezvoltarea unui orășel, dezvoltarea orașului Bicaz, doi piloni, sănătatea și educația. La sănătate chiar a fost o adevărată aventură la un moment dat ca să existe acel spital. Uite și că implicarea a fost foarte și implicarea mare. A fost foarte mare. Aș dori să menționez pentru cei care nu știu, la Spitalul Orășenesc Bicaz, așa cum a fost, unde activitatea se desfășura într-un cadru foarte restrâns, cu pavilioane care nu erau funcționale, fără utilități, fără căldură, fără apă și așa mai departe, noi am încercat prin proiectul respectiv să realizăm un proiect cu un impact major, nu numai arhitectural, dar și a condițiilor pentru toți cetățenii locuitori orașului Bicaz, dar și de pe Valea Muntelui. Un proiect care a necesitat ani de zile, 2 ani de zile de muncă, cu multe soluții tehnice, care au adus până la urmă un beneficiu real pentru oraș. Nu ne oprim aici. Am înțeles, dar ar fi culmea, acum candidați și trebuie să... diferența avem... de cum era ce spunea dânsul și cum e acum și serviciile. Da, absolut. Bun, acum, domnul Cuc.
Această schimbare de candidat, noi știam până acum că este domnul Sălăjan, probabil că vine și în urma unor, nu știu, discuții, sondaje. Care este, de fapt, întregul context în care s-a întâmplat lucrul acesta? Context este unul foarte simplu. Domnul Sălăjan, cum spuneam, fiind un om de foarte mare calitate și fiind un om care, în general, de-a lungul vieții a avut numai funcții de conducere, probabil că a avut o viziune și o gândire vis-a-vis de, nu aș spune un nou suflu, pentru că suflu e foarte bun și acum, dar, ca să spun așa, o persoană mult mai tânără. Pentru că, e vârsta ce, până la urmă. Da. Asta, vârsta asta de înțelepciune. Iar dânsul nu e un om care e încă în forță și care poate genera lucruri foarte pozitive. Tocmai de asta dânsul va coordona și va sprijini toată campania la Bicaz. Ideea este în felul următor. Din păcate, așa cum știm, contracandidații noștri de la Partidul Național Liberal, în lipsă de proiecte sau în lipsă de realizări în acest județ, umblă numai cu mizerii și cu tot felul de lucruri defăimătoare la adresa unor oameni. Sunt oameni care duc aceste chestii și care n-au niciun fel de problemă pentru că știu că nu sunt adevărate, dar sunt oameni care probabil se consumă un pic mai mult decât este cazul. Și atunci cred că în condițiile actuale domnul Sălăjan s-a gândit că dânsul are 3 mandate cu succes, mare succes la primăria Bicaz și pentru a nu mai a ieși din chestia asta epopeea Facebook-ului, filmulețelor, postărilor, mizerilor de 2 lei, pentru că în momentul în care, știți, aș da orice să văd o campanie făcută pe proiecte, o campanie făcută pe viziune clară și o campanie făcută pe adevăr, nu pe minciuni, nu pe defăimări, nu pe atacuri personale. Din păcate, când nu ai ce să spui, te duci în direcția asta și încerci să arunci cu minciuni și cu invective. Ba mai mult decât atâta, știu că în ultima perioadă, la nivel de unul dintre proiectele de suflet ale domnului Sălăjan, așa cum spunea și domnul Buțincu, este spitalul. Acest spital pentru care aș spune că domnul Sălăjan și-a pus tot ce a avut mai bun și s-a luptat pentru el și se luptă în continuare ca lucrurile să meargă acolo. Iată că, din nefericire, ca să zic așa, majoritatea în Consiliul de Administrație de la spital s-a modificat și anume este deținută de către Partidul Național Liberal, care are ca principal obiectiv probabil schimbarea managementului de la spitalul de la Bicaz, pentru că, repet, ei nu văd un obiectiv de dezvoltare sau un obiectiv de deservire a populației, ci un obiectiv pentru ei de înavuțire sau de campanie. Ori, sunt oameni acolo care au muncit, sunt oameni care fac lucruri bune. Acum, noi nu ne referim când vorbim de candidat numai la funcția de primar, ci și la funcția de consilieri locali, pentru că un primar fără un consiliu local are anumite probleme în implementarea proiectelor și lași frul liber oamenilor care vor să-și implementeze proiectele personale sau să facă de servicii comunității. De asta domnul Buțincu, împreună cu echipa, va veni cu o echipă de consilieri solidă, o echipă de consilieri de Bicăjen, o echipă care să ajute și să sprijine toată paleta și toată aria de proiecte de care a făcut vorbire din trecut domnul Buțincu, cât și cele din viitor, pentru că în momentul în care vine un om din sistem, da, din administrație, sănătos la cap și cu viziune, cu familia acolo, care are interesul ca virgulă, comunitatea să înflorească, să se dezvolte, este normal că tot ce va face, va face bine. Dânsul nu vine dintr-un SRL sau dintr-o firmă și crede că, gata, hai că am ajuns la primărie, nici nu știu cu ce se mănâncă și mă apuc și eu să încerc să încropez 2-3 proiecte. A lucrat la proiecte. A făcut proiecte, da, a lucrat, da. A făcut, că asta e foarte, foarte important. Vă rog să interveniți. Aș vrea să fac o remarcă. Foarte multe persoane nu înțeleg ce înseamnă un proiect. Așa și sunt și anumiți consilieri care au zis că au depus un proiect. Un proiect ce înseamnă? Nu un proiect de hotărâre, un proiect
ca să se implementeze un obiectiv de investiție, este cu totul altceva. Un proiect înseamnă efort, înseamnă documentație, înseamnă studii, înseamnă implementare, execuție, un efort foarte mare. Diferența între a ridica mâna într-o ședință la un proiect, să spui da sau nu și a face un proiect este imensă. Deci este imensă. Din păcate, și asta este unanim recunoscut în toate consiliile, pe nimeni aproape nu interesează ce muncă este în spate și cât efort și câte lucruri se fac până să ajungi să faci un proiect. Să înțelegeți că nu depinde doar de administrația locală. Depinde foarte mult și de celelalte instituții unde guvernează și acolo legi, reglementări, sunt condiționați de timp și așa mai departe. Și noi stăm, așteptăm să zicem sau să se rezolvă anumite lucruri și pe parcursul de avizări, să zicem, a verificării acestuia și ulterior să, am avut proiecte unde foarte, foarte mult a durat chiar și obținerea acestor avize din partea celorlalte instituții, dar cu insistența noastră. Deci, am reușit până la urmă să dăm drumul unor proiecte care în 4 ani și jumătate, vreau să vă zic că au fost implementate în jur de aproximativ 35 de milioane de lei, valoarea obiectivelor, și cu fonduri nerambursabile în valoare de 26 de milioane. Sunt lucruri reale care pot fi măsurabile. Ați vorbit despre sănătate. Ați amintit și învățământul, educația. Poate ne spuneți două vorbe despre ce investiții în educație s-au făcut în perioada asta. Nu numai că am făcut, dar avem și în derulare. Ceea ce am reușit în perioada asta, am reușit să modernizăm liceul Carol I, un proiect de eficientizare energetică, dar nu numai atât. Am intervenit și, să zicem, la structura acestuia în interior, la amenajarea interioarelor. Mai un proiect cu o eficiență energetică net superioară altor licee. Sunt independențe de căldură, de agentul termic. Au foraje în jur de 32 de foraje la 150 de metri adâncime, în profunzime. Avem o centrală micuță de 3x2 în care nu intervine mai nimeni. Totul este... se poate comanda pe telefon, deci fără... Am înțeles. Intervine doar factura la final. Factura, deci am diminuat înainte, această instituție avea o centrală pe termen cu niște cazane de foarte mult, din anii 50-60, probabil. Nici nu mai spunem cât costa factura. Probabil că acum cu fierul vechi, prețul la fier vechi pe centrala veche, plătiți factura pe vreo 2 luni. Vă dați seama că erau angajați că 4-5 făchești pentru a deservi, să zicem, doar aceste cazane cu schimburi și așa mai departe. Cu probleme pentru aprovizionare lemne, cu probleme pentru, eu știu, ea și de taie, ea și administrează tot ce înseamnă agentul termic în clădire. Acum, confortul elevilor în oraș, elevilor care studiază în orașul și la liceul Carol I, sunt foarte mulțumiți. De asta îți punctez. Sănătatea și învățământul sunt prioritari. Prioritare, niște investiții prioritare a fi făcute în oraș, într-un oraș. De ce? Pentru că orice familie care își întreține o familie, eu știu, copii, părinți și așa mai departe, au nevoie de un sistem de sănătate și un învățământ și unde să-și dea copiii la școală, într-un mediu adecvat. Pe lângă acest lucru, că am finalizat acest proiect de mare importanță pentru oraș, avem și aplicat, avem un contract de finanțare pentru dotarea liceului din programul PNRR. Avem
Cu tot ce înseamnă mobilier și laboratoare și... Mobilier, materiale didactice și materiale didactice specifice, echipamente, cu table interactive. Deci va fi o minunăție. Sperăm ca și nivelul copiilor să fie de educație, să fie mult mai ridicat și să creăm în orașul Bicaz modele pentru toată lumea. Eu acum, și o să-l rog și pe domnul senator să-mi spună dacă este de acord cu ce spun eu sau nu. Eu văd orașul Bicaz ca un punct de plecare, un centru de plecare spre două zone absolut senzaționale ale județului. Mergem înspre Durău, odată, de la Bicaz, putem merge spre coada lacului pe partea cealaltă, dar putem merge și spre cheile Bicazului. Deci, eu cred că la asta ar trebui să se lucreze. Acum, de bine, de rău, avem drum și spre coada lacului și spre izvorul muntelui. Spre Lacul Roșu este ok, nu e problemă. Și atunci, probabil că rolul Bicazului va fi acela de centru, de unde să plece, de unde să poți să creezi lucruri pentru o infrastructură, inclusiv turistică. Categoric. Păi aici vorbim de altceva. Vorbim, vedeți, noastră, un primar bun și gospodar trebuie să știe să gestioneze comunitatea. Acum primarul nu poate să facă el personal sau să sprijine. Nu. Trebuie să creezi cadru. Trebuie să creeze cadru pentru ca investitorii și cei care vor să construiască să vină și să dezvolte capacități de cazare, capacități de horeca, de, nu știu, restaurante și așa mai departe. Zona este foarte primitoare, dar prima condiție ca această zonă să înflorească a fost infrastructura, care, așa cum știm, a fost pusă la punct foarte bine până acum. Bine a spus domnul Buțincu, pentru că aici se pliază practic și cu programul domnului președinte Harpa, sănătatea este prioritară. Dacă am rezolvat infrastructura, acum trecem la componenta de sănătate și vedem că o să se întâmple lucruri bune la nivel de județ. Acum, eu sunt convins că, de asta știți, tot timpul Partidul Social Democrat are foarte multe cadre bine pregătite și se vede asta inclusiv în persoana domnului Buțincu. Noi nu aducem băieți de treabă, mare atenție, să candideze. Băieți care stau și beau un șpriț sau stau și promit lucruri care nu se pot realiza. Sau plimbă băieți de pe la capitală să ne spună lucruri fantastice care o să le dezbatem astăzi la mai încolo în cursul zilei. Ci noi aducem oameni pregătiți, oameni cu experiență, oameni care au activat în administrație. Oameni pentru că, așa cum vedeți, domnul Buțincu are, și dacă vă uitați la toți primarii de la Partidul Social Democrat, sunt oameni cu bun simț, sunt oameni care poate la început sunt emotivi, poate la început... Dar asta, vreau să vă spun că nu este emotiv. Nu, dar asta, știe asta, lecția. Asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă că tot timpul un om politic trebuie să primeze doza de umanitate și cât timp are doza de umanitate va înțelege și alegătorii de ceea ce au nevoie. În momentul când nici n-ai ajuns pe funcție și deja te vezi undeva foarte sus și dai directive și dai tu nefăcând nimic propriu zis pentru comunitatea al căreia te adresezi, genul de persoane vor face probleme și vor fi tot timpul de parte de electorat. De asta resursele noastre de cadre sunt foarte bune, sunt oameni bine pregătiți, sunt oameni care au avut și vor avea soluții, sunt oameni care au crescut lângă oameni care au făcut performanță. Că nu poți să ajungi... O ruptură de genul ăsta nu poate exista. Vrei să continui ceva, trebuie să ai un om care să fi lucrat la acele lucruri și să poată să meargă mai departe, să le ducă mai departe. Și un om care să asculte nevoile, repet, nevoile societății, nevoile comunității pe care le reprezintă. Să aibă timpul necesar, să fie acolo în permanență, să nu fie distras. Că știți, de multe ori văd că sunt foarte mulți candidați care au, Doamne ferește, nu e rău să faci afaceri în privat, să ai cât mai multe afaceri, dar nu poți să te împarți și colo și colo. Adică ori faci administrație și le lași deoparte pe alea, dar mi-e greu să cred că dacă ai clădit până la 40-50 de ani o afacere, o tragi pe dreapta și te ocupi tu de primărie. Nu, încerc să le cuplezi pe amândouă și atunci nu mai iese nimic. Nu. Cine face nu mai iese nimic la primărie și pentru comunitate. Corect. Ca să fim corecți, corect, afacerea merge. Și atunci, eu cred că oamenii care au făcut carieră în domeniul administrației trebuie să rămână cei care să deservească
administrațiile. Așa este corect și așa este normal. Acum, o să vă rog, domnul Buțincu, ați vorbit despre proiectele la care ați lucrat, ați vorbit despre colaborarea cu domnul primar și domnul Cuca, a spus și el. Bun, haideți să încercați să-mi creionați un pic. Pentru mine a fost o surpriză cumva această numirea dumneavoastră. Să-mi creionați un pic cum vedeți dumneavoastră viitorul orașului legat de partidul din care faceți parte, de județul în care se situează orașul Bicaza. Atâta zic. La județ lucrurile cred că sunt clare. O să fac o echipă foarte bună cu domnul președinte Harpa. Eu vreau să-l aud pe dâns. Da. Acum am susținerea partidului și domnului Daniel Vasilică Harpa. Ce pot să zic? Și acum mă și destrăinui. Înainte de emisiune mă gândeam ce pot să vorbesc, ce puteți spune. Pot să spun. Da. Pentru că am ascultat aseară și chiar târziu, spre dimineață, am ascultat foarte multe interviuri cu discursuri, cu bunăstare, cu... Da, vă dați seama, vreau să fie un mesaj din partea mea către toți bicăjenii. Vreau să fie un mesaj în care să se înțeleagă că voi fi prezent, am să le ofer sprijin și devotamentul meu. Ceea ce vreau și știu că se poate, este să, după ce am terminat, să zicem, investițiile acestea majore, care ne-au, să zicem, am avut nevoie de surse de finanțare de la bugetul local majore, putem să creăm și alte oportunități care, într-adevăr, să conducă la o dezvoltare și la o schimbare în bine pentru locuitorii orașului. Avem nevoie ca locuitorii să beneficieze de utilități. Sunt localități care nu beneficiază încă de apă și canalizare. Sunt localități arondate orașului Bicaz. Vă rog să le numiți, să vadă lumea că nu sunteți străini de aceste lucruri. Deci... chiar și bicăjenii să știe că chiar dacă am stat în spatele biroului și pe șantiere, știu nevoile bicăjenilor. Avem o zonă, zona locuită de pe valea Izvorul Muntelui. O zonă foarte frumoasă, zonă, între noi fie vorba. O zonă superbă. Acolo am copilărit, odată am îmbicat. Sunt de acolo. Știu nevoile fiecăruia. Nu au apă și canalizare. Dar avem un proiect pe care am dorit să reușim să-l finalizăm. Nu putem peste noapte. Niciodată nu o să reușim acest lucru să facem. Dar aș vrea ca mâine toată fața orașului Bicaz să se schimbe în bine. Nu pot să promit un lucru care nu poate să se întâmple peste noapte. În schimb, avem un proiect care este aprobat prin Angel Salini și putem să mergem și să deja se lucrează la acest proiect. Ce pot să vă mai zic? Sunt localități în care există necesitatea și alimentării cu energie electrică. Mai aveți și așa ceva în Bicaz. Mai sunt zone micuțe în care oamenii solicită lucrul ăsta. Sunt zone care nu sunt acoperite, zone. Zone, mă refer la, eu știu... Un colțișor, acolo, da. De asemenea, sunt zone fără gaz metan. O sursă, să zicem, necesară pentru fiecare gospodărie. Încă lumea folosește lemnul, folosește alte materiale combustibil pentru a se încălzi sau, eu știu, folosesc încă bucătăria. Lucrurile astea vor crește cumva nivelul de confort a locuitorilor. Și calitatea serviciilor oferite către populație, până la urmă, că despre asta e vorba. Referitor la zona în care ne aflăm, la care ați făcut mențiune, suntem un oraș, într-adevăr,
acum un oraș care a devenit oraș turistic de interes local. Dar, cu, să zicem, este un oraș momentan de tranzit. Avem proiecte care pot genera o dezvoltare a orașului și orașul să nu mai devină un oraș de tranzit către stațiunea Dunău, către, eu știu, Lacul Roșu, să și oprească lumea, să știe că avem și monumente istorice care sunt în orașul nostru. Vor trebui să facem mari eforturi. Aici este cheia, cred că, a dezvoltării, pentru că lucrurile celelalte există programe, există posibilități, faci proiecte, dacă știi să le scrii și ești încăpățânat, le rezolvi punctual, bucată cu bucată, dar pentru o dezvoltare viitoare, cred că aici trebuie lucrat. Am spus că dezvoltarea unui oraș se face dintr-un punct anume și atunci toată dezvoltarea orașului, dacă dezvoltăm centru concentric, tot se va dezvolta în continuare tot orașul și interesul pentru investitori va fi din ce în ce mai mare. Vedeți, e un lucru foarte benefic că toate problemele până la cele mari, și aici, cum spunea și de proiectul pe Angel Salini, pe finanța de Ministerul Dezvoltării de Guvernul României, condus de Marcel Ciolacu, e foarte bine că de la nivel macro, la nivel micro, dacă vorbim, nu știu, de doi stâlpi de energie care trebuie montați, sunt cunoscute. Asta înseamnă să îți știi foarte bine comunitatea și ăsta este avantajul mare de a fi lucrat în administrație. Va avea sprijinul necontenit, vă dați seama, viitorul primar al Bicazului, pentru că și la Consiliul Județean va fi un om care a activat atâtea mandate în administrația locală, în persoana domnului Harpa, care știe cât de necesare sunt utilitățile pentru a avea un trai confortabil toți bicăjenii și toți locuitorii județului Neamț. Se întâmplă probabil că mai sunt arii neacoperite de asemenea aspecte, dar cu siguranță e foarte important ca proiectele viitorilor aleși locali să fie știute foarte bine și să știe și ce să ceară. Că dacă vii și te apuci și spui, domnule, vreau să fac un span în mijlocul Bicazului, mersi, astea sunt proiecte... Acum să spun, faci spa-ul, da. Hârtia suportă orice, știți. Dar trebuie să ai și reacțiuni și să știi că mai întâi faci lucrurile elementare și după aceea dezvolți și restul, că astfel creezi premizele atractivității zonei respective pentru investitori. Dar mă bucur foarte mult, n-am avut bucat să discut așa în detaliu cu domnul Buțincu, dar mă bucur că știe toate proiectele în detaliu. Ați văzut că lucrul ăsta contează. În momentul în care un om vine și îți spune asta, știu că acolo este asta, pot să încep o discuție constructivă pentru o comunitate. Dacă nu, pot să spun, te rog să continui și eu eventual îmi deschid un solidar și joc. Nu. Deci aici este un lucru ok. Faptul că vine cineva care știe și preia din mers problemele, le cunoaște în amănunt. De acum încolo rămâne să convingeți publicul din Bicaz că domnul Buțincu este soluția. Eu sunt convins că electoratul, oamenii alegători din Bicaz își doresc un om, și așa e și normal, să-și dorească un om, un localnic bine înrădăcinat în ițele administrației, care să le aducă soluții rapide. Repet, oricine n-a lucrat în primărie și intră în primărie prima dată, perioada de acomodare va fi de probabil un an jumătate în care nu se va face nimic. Așa că cred că soluția cea mai bună pentru Bicaz este domnul Buțincu, mai ales care vine, hai să zic așa, vine în spate cu un bagaj de cunoștință și cu lecții bine învățate de la domnul primar Sărăjean. Eu o să-l rog pe domnul Buțincu să vină într-o emisiune față în față cu mine, să discutăm un pic și despre, cum îi spune, pedigriul domniei sale, profesional, și să venim să discutăm pe proiecte, să le luăm, să le analizăm, poate chiar facem emisiunea în Bicaz. Că așa ar fi frumos la fața locului.
Avem această. Mi-aș permite să vă mai fac și eu un invitat și cu domnul Sălăjan ar fi bine să invităm. Bine, asta depinde doar de domnul Sălăjan. Corect. Este un domeniu pe care îl stăpânesc, așa, cu drag, inima vă așteptat. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mai anunț eu că la ora 12, nu? 12, da, va fi o conferință de presă a celor de la Partidul Social Democrat. Domnul Răzvan Cuc va fi, ca să spunem așa, speaker, nu, alături de domnul Păduraru. Cine vrea e speaker. Suntem și noi pe acolo, nu suntem. Eu am citit anunțul. Eu am primit anunțul. Conferința de presă va fi susținută de Răzvan Cuc, senator, coordonator, așa, și domnul Păduraru. Este o bucurie tot timpul să fie alături de domnul Păduraru. Este la fel un om, v-am mai spus-o, cred că în toate emisiile la care vin, este un om care știe, înțelege bine administrația. Este un, și este cel mai important, atât mai zic, și e foarte important cu oamenii cu care vorbești să înțeleagă lucrurile care le vorbești cu ei. Altfel, degeaba, sunt unii care stau, te ascultă, nu înțeleg proiectul și mai mult pierzi timpul. Mulțumesc și pentru eu participare, să ne vedem cu bine. Ținem legătura. Numai bine, sănătate tuturor. Și în final, nu pot să nu amintesc că la începutul emisiunii am avut o pastilă despre niște nește tolomaci.